cu vioasa Atanasia Egumena 18 aprilie, este poruncă apostolică să săvârșim pomenirile sfinților, iar viețile și nevoințele lor să le scriem și să le punem înainte spre folosul de obște al celor ce le citesc. Cu adevărat este lucru de laudă și de mântuire. Pentru aceasta și viața fericită Atanasia am dorit o scrie, deși în puține cuvinte ca să nu se dea uitării lucrurile cele bune prin trecerea vremii și să se lipsească oamenii de folosul sufletesc. Deci această femeie vrednică de laudă, numită cu numele nemuririi, care bine și-a săvârșit viața sa și s-a arătat roabă bună și credincioasă stăpânului a toate Dumnezeu, s-a născut din tatăl său Nikita și din maica sa Irina, care au fost de bun neam și temători de Dumnezeu iar petrecerea lor era în insula ce se numea Aghina, din ei aducându-se prunca aceasta în viața omenească. S-a făcut vas bine primit al Sfântului Duh și fiind de șapte ani, a învățat psaltirea în puțină vreme și sesilea la cărți îndeletnicindu-se în dumnezeieștile scripturi, iar într-una din zile, șezând singură și țesând un postav, a văzut o stea cu raze luminoase care se cobora spre dânsa și, ajungând până la pieptul ei, o lumina de sus până jos. Și cum s-a apropiat de pieptul ei steaua acea cu raze luminoase, îndată s-a făcut nevăzută. Din acel ceas, acea fericită fecioară s-a luminat cu sufletul și a început a urâde de șertăciunea lumii acesteia și dorea să intre într-o mănăstire. Însă părinții ei i-au împiedicat foarte mult acest scop și chiar nevrând, au însoțit-o cu silă mare cu un bărbat, cu care numai 16 zile petrecând, deodată a rămas văduvă. Căciun neam de barbari, ce se numeau mauri, fără de veste au năvălit asupra țării acesteia și era nevoie ca bărbatul Atanasiei să meargă la război, unde, după neștiute judecății ale lui Dumnezeu, a fost ucis cu sabia de barbari. Deci, după uciderea bărbatului Atanasiei, ea s-a apucat iarăși de scopul ei cel mai dinainte, ca să se ducă în mănăstire, însă mai înainte de a săvârși lucrul acela, a venit o poruncă de la împăratul în părțile acelea, ca fecioarele și văduvele cele tinere să se ducă după ostașii lui, și iarăși a fost silită de părinții săi. Ca să se mărite după alt bărbat și deși acea nuntă s-a făcut, ea se îngrija pentru a sa mântuire îndeletnicindu-se fără de lenăvire în cântarea de psalmi și în citirea cărților, apoi cu niciun fel de dulceții ale lumii acesteia sau de grijile bunătăților celor vremelnice schimbându-se, se lumina prin smerenia inimii cu cuvioșie și era foarte iubită de casnicii săi și lăudată de vecinii cei ce îi vedeau bunătatea, iar spredarea milosteniei era atât de osârdnică, încât, deși era plină de toate bunătățile casa ei acelea nu erau destule spre împărțire și pe toți cei ce mergeau în casa ei. Monah și străin, îi primea cu cinste și odihnea cu iubire de străin, apoi văduvelor, sărmanilor și tuturor celor ce aveau trebuință, le dădea din destul cele trebuincioase vieții. Odată, fiind foamete și toți fiind lipsiți, ea nu numai pe cei de o credință îi hrănea din destul, ci până și celor necredincioși. Care erau acolo și se numeau Antigani, și care mureau de foame. Dânsa, având milă de dân și le dădea hrană, căci împlinea cuvântul Domnului care zice: Fiți milostivi! Precum și tatăl vostru cel ceresc este milostiv, că ceră soarele său peste cei răi și peste cei buni, si plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți, dar nu numai hrană, ci și hainele de dea lor și cu celelalte daruri îi mângâia, iar duminicile și în zilele de praznice adunând femeile cele de aproape, le citea dumnezeieștile scripturi și le deschidea mintea spre frica și dragostea Domnului, povățuindu-le spre toată fapta bună. Așa, întru cele dumnezeiești sporind și împodobindu-se cu lucruri bune ca un câmp cu flori, după câțiva ani a sfătuit pe bărbatul său să se lepede de lume și de cele din lume și să meargă la sfânta viață monahală. Deci, prin povățuirea fericitei sale soții, făcându-se bun monah și viețuind cu sfântă cuvință, s-a odihnit într domnul, iar acea fericită femeie, rămânând singură, s-a dat cu totul lui Dumnezeu, căci aflând și alte femei cu cernice care aveau același scop și ardeau cu duhul. De acelea s-a lipit cu sufletul și împărțind toate averile sale săracilor. S-a dus din viața lumească împreună cu acele femei și într-un loc oarecare deosebit. A început viața liniștită, tunzându-se în călugărie de un sfânt bătrân, iar după trei sau patru ani, chiar și nevrând, fericita Atanasia a fost aleasă stareță femeilor acelora fiind silită, deci ea singură se socotea pe sine că este cea mai de pe urmă, păzind porunca Domnului, care zice, Cel ce voiește între voi să fie mai mare, să vă fie vă o slugă. Dar care cuvânt sau ce limbă va putea spune înălțimea smereniei ei, că din femeile cele ce viețuiau cu dânsa, pe niciuna nu a lăsat-o vreodată să-i slujească ei sau să-i toarne apă pe mâini? numindu-se nevrednica petrece împreună cu dânsele și cu atât mai mult nevrednica a primit slujbă de la ele. Înfrânarea ei era mare, că gusta seara puțină pâine de orz și apă cu măsură, iar unt de lemn și vin, asemenea și unt de vaci, Brânză și pește nu mânca niciodată, decât numai la praznicul nașterii lui Hristos și al prealuminatei învieri, obișnuia a gusta, mulțumind lui Dumnezeu, iar în Sfântul Post cel de 40 de zile și în celelalte posturi, după două zile primea hrană, dar nu pâine, ci puține verdețuri crude, iar băutură în acele zile nu gusta nicicum. Patul ei erau pietrele cele așternute pe pământ, cu o mică vechitură de pânză de lână aspră se acoperea deasupra, pe care odihnindu-se, ca David, toată noaptea își muda patul cu lacrimi, căci arzând de Dumnezeu dumnezeiasca dorință înăuntru ei, lacrimile ieșeau la cântarea de psalm și la rugăciuni cu îndestulare destulare din ochii ei, ca niște râuri din izvoare. Haina de deasupra era din lână de oi, iar pe trup avea o cămașă aspră de păr. Somn avea puțin și cea mai mare parte din noapte o petrecea totdeauna în rugăciunile cele cu din către Dumnezeu și în gândirea de Dumnezeu, iar ziua. Una ori singură, iar alte ori cu celelalte cânta psalmii lui David și se sârguia ca niciun ceas să nu nu piardă fără rugăciune sau să-și oprească gura de la binecuvântarea lui Dumnezeu, precum cânta David, bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, purura lauda lui în gura mea. Din ziua în care a intrat în mănăstire, n-a gustat poame până la sfârșitul său, pentru frânare. și a primit multe necazuri, fiind de gumenă peste surori și îngrijind de dânsele, iar pentru smerenie și blândețe, n-a zis către niciun un cuvânt aspru sau de ocară. Nici a ieșit din cinstita ei gură vreo vorbă către cineva fără cinste, nici către mic, nici către mare, nici către rob, nici către slobod, deși de multe ori nu era ascultată și le răbda toate cu blândețea sufletului și cu inimă dreaptă privind totdeauna spre răsplătirea care va să fie. După patru ani de egumenie, fericita Atanasia s-a sfătuit cu surorile să se mute de acolo în alt loc pustiu și liniștit, unde ar putea mai cu înlesnire să slujească lui Dumnezeu în tăcere și cu Dumnezeiască povățuire. Și a aflat un monah bătrân, cinstit cu cinstea preoției și a egumeniei, cu numele Matei bărbat cu adevărat dumnezeiesc și sfânt. Acela, cunoscând scopul lor cel bun, le-a arătat un loc precum doreau, în aceeași insulă a Eginei, într-un munte pustiu, unde era o biserică veche a Sfântului și întâiului mucenic Ștefan. Acel loc, dacă prima a văzut cu vioasa Atanasia, a zis, eu am văzut de mult acest loc cu ochii minții și socotesc că de acum, aici ne va fi viața și moartea. Deci, cu cu binecuvântarea episcopului părții aceleia, a făcut locuință fericită Atanasia și surorilor ei la acel loc, lângă Biserica Sfântului Ștefan. Dar se cade aici să pomenim în parte și despre fericita viața lui Matei, acel cuvios părinte avea nevoință mare pentru că în toată noaptea citea câte opt cu rugăciunile și când avea nevoie să doarmă, nu se culca pe coaste, ci șezând, primea puțin somn și era atât de mare umilința bărbatului acelui încât, atunci când cânta psalmii și se ruga sau să vârșea jert făcea fără de sânge, curgeau neîncetat lacrim din ochii lui și oricine căuta la el dobândea mare folos. Purta totdeauna o haină aspră de păr și își subția trupul cu postul și înfrânarea cea fără de măsură. El avea o deosebită dragoste și o sârdie pentru Sfântul Evanghelist Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, iubitul ucenic al lui Hristos a cărui pomenire și praznic de peste an sosind, când începea Dumnezeiasca liturgie, i-a zis unui slujitor din cei ce stăteau lângă dânsul, Cine ar fi vrednic să fie acum în Efes și să vadă pe Sfântul Apostol Ioan, zicând aceasta: scotea pâraie de la crim din ochi. Apoi a suspinat din inimă și s-a făcut un lucru minunat. A văzut pe Sfântul Apostol Ioan stând în altar lângă Dumnezeu Masă și nu numai el a văzut aceea, dar și alți doi slujitori. Și a stat Sfântul Ioan văzut de și de la începutul Sfintei Liturghii până la otpust. De acest lucru atât de mult s-a bucurat inima fericitului Matei și s-a umplut de vesele umilință, încât până la trei zile a putut să guste hrană. La acest cuvios Matei, aducându-se un om care slăbănogit cu toate mădularele, s-a milostivit spre dânsul și, dezbrăcând mantia de pe sine, a pus-o pe umerii lui și îndată acel om s-a făcut sănătos. Altul a venit, având fața întoarsă prin lucrare diavolească, și dacă s-a atins cuviosul cu mâna sa de fața lui, făcând pe dânsa semnul crucii, îndată s-a întors fața la rânduia la cea din tâi. o bătrână oarecare, ce era muncită de duhul cel necurat, ducându-se la sfântul. Prin rugăciunile lui a scăpat de muncirea diavolească, asemenea și altă femeie, monahie, care pătimea și ea de duh necurat. S-a tămăduit cu rugăciunea Sfântului Părinte, acestea s-au zis despre cuviosul Matei a care era plăcut lui Dumnezeu și avea dar de tămăduirii de la el. Însă după neștiutele judecății ale lui Dumnezeu, s-a sfârșit în apă cu moarte de primejdie, căci odată călătorind cu corabia spre Constantinopol, s-a scufundat corabia în mare și toți care erau întrânse s-au necat și s-a lipsit insula Eghina de cinstitele moaște ale cuviosului părinte, de la care bolnavii ar fi primit multe tămăduiri. După dânsul a venit alt preot și egumen, cu firea famen. Având numele Ignatie, acela, prin viața cea plăcută lui Dumnezeu și cu darul cel dat de la el, a fost asemenea cu Matei. Și viețuind cu sfințenie s-a sfârșit bine, iar mormântul lui izgonea diavolii și tămăduia bolile. Dar să ne întoarcem iarăși la povestirea despre cuvioasa Atanasia, acea fericită femeie avea, precum am zis, mare smerenie și blândețe și se ruga totdeauna către Dumnezeu și adeseori, privind spre cer, se umplea de spaimă și de mirare, căci vedea un nor luminos slobozind raze de soare și în mijlocul norului pe un bărbat oarecare cu bună cuvință luminându-se de o mare frumusețe, văzând acestea adeseori, se mira de acel bărbat și grăia în sine, cine am podobit pe acel bărbat, ce faptă bună prima a făcut atât de luminos și de bine încuvințat. Acestea gândind în sine, îi se părea că aude un glas zicând către dânsa, bărbatul de care te miri, Prima am podobit așa smerenia împreună cu blândețea, deci să fii înștiințată, că și tu asemenea te vei lumina pentru smerenie și pentru blândețe. Văzând aceasta în toate zilele, atât de mult se înfrumuseța fericita cu acele două fapte, cu smerenia și cu blândețile, ca nimeni altul de mânie și de mărire nici urmă nu era întrânsa, iar cum s-a suit și la înălțimea celorlalte fapte bune, este arătat de aici că putea să vadă vedere cerești cu ochiul cel curat al inimii. Încă și cu faceri de minuni am podobit-o Dumnezeu, căci odată, șezând și îndeletnicindu-se într-o gândire de Dumnezeu, a venit un om foarte bolnav la ochi și o ruga, ca să se roage lui Dumnezeu pentru el, iar ea, smerindu-se ca și cum mângâia pe acela, i-a zis, și eu asemenea pătimesc de durere de ochi. Deci rabdă, că Dumnezeu îți va ajuta, iar el nu voia să se ducă, ci cu credință cerea tămăduire. Atunci fericita, punând mâna pe ochii lui, a zis, Domnul nostru Isus Hristos, cel ce a tămăduit pe celor din naștere, să-ți dea, frate, tămăduire de săvârșită. Și îndată omul acela s-a făcut sănătos de săvârșit de ochi și a străbătut slava despre dânsa în toată partea aceea și mulți bolnavi alergau la mănăstirea ei și primeau sănătate cu rugăciunile ei cele primite de Dumnezeu. Și cu vioasa a zidit lângă biserica Sfântului Ștefan încă alte trei biserici una în numele preacuratei fecioare născătoare de Dumnezeu, alta a Sfântului Ioan Mergătorul înainte și a treia a Sfântului Ierarh Nicolae. Iar mai mult decât pe celelalte biserici, am podobit biserica prea preasfintei născătoare de Dumnezeu, pentru că toate cele de trebuință la zidire și în frumusețare le avea de la iubitorii de Hristos, care avea o sârdie către dânsa însă de vreme ce era slăvită și cinstită de oameni și supărată de cei ce mergeau la dânsa, de aceea se mâhnea foarte și gândea unde s-ar putea ascunde. Deci, luând cu sine două surori, pe Marina și pe Evpraxia, a fugit în taină la Constantinopol și acolo, într-o mănăstire de fecioare, a petrecut șapte ani însă îi părea rău de iubita ei biserică, a prea sfintei născătoare de Dumnezeu, pe care o zidise în mănăstirea sa și de multe ori zicea cu lacrimi, de supărarea omenească și de slava de șartă. Sunt izgonită din biserica stăpânei mele, prea curata fecioară născătoare de Dumnezeu, și șed aici străină, dar nu s-a tăinuit cu vioasa nici acolo viețuind, căci Dumnezeu, prea morind pe roaba sa, a început a izgonidia Voli și a tămădui bolii și aflând despre dânsa surorile ei din. Mănăstirea Eghinei și mergând la dânsa, au rugat-o să meargă cu ele la mănăstirea sa. Încă și o vedeni e dumnezeiască a îndemnat-o să se întoarcă la locul său și zicea iubitelor sale surori, Marina și Evpraxia, este vremea să ne întoarcem la locul nostru, căci am văzut în vedenie biserica prea curatei Maicii lui Dumnezeu deschisă și poruncind să nouă ca să intrăm într însa Deci, sculându-se, s-a dus cu surorile din Constantinopol și au ajuns la insula Eginei și la mănăstirea sa, acolo, peste câteva zile. S-a îmbolnăvit greu și și-a cunoscut sfârșitul mai înainte cu 12 zile, căci a văzut doi bărbați în haine albe, venind către dânsa, dându-i o hârtie scrisă și zicându-i, iată liberarea ta, primește-o și te veselește. După vedenia aceea, venindu-și în sine, a cunoscut că era aproape de ieșirea sa din trup și a petrecut 12 zile în cu cugetare de Dumnezeu și în rugăciune, iar hrana și băutură în acele zile n-a gustat deloc, iar surorilor celor ce ședeau lângă dânsa nu le zicea nimic mai mult decât numai aceasta. Cântați, surorile mele, cântați și lăudați pe Dumnezeu totdeauna, ca să fie milostii greșelilor noastre, și sosind ziua a 12, -a. Cuvioasa Atanasia a zis către dânsele, ajutați-mi mie că am slăbit și mergeți în biserică de sfârșit psaltirea, căci eu acum nu pot să o sfârșesc, că mi-a slăbit puterea foarte mult, iar ele, plângând, au zis, până la care psalen mai citit, de unde să o începem ca să o sfârșim, iar ea a încetișor a răspuns, al 90-lea psalm îl am în gură, și acum nu pot mai mult. Și mergând surorile în biserică, au sfârșit pe ceilalți psalmi, apoi ieșind, au căzut cu fața înaintea patului ei și plângere mare au făcut. Cerând de la dânsa rugăciunile cele mai de pe urmă, iar ea rugându-se pentru toate, pe Marina și pe Evpraxia le-a cuprins cu cinstitele ei mâini, zicându-le, iubitele mele surori, iată în această zi ne despărțim, dar în veacul ce o să fie, iarăși ne va uni Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos să vă dea pace, dragoste și o minte, și să vă împlede de toate bunătățile sale, acestea și altele zicând, Fața ei s-a luminat și toți cei ce veniseră la dânsa s-au umplut de spaimă și de mirare și se apropia ziua în care se preznuiește adormirea preacuratei fecioare născătoare de Dumnezeu și zicea fericita vedeți să nu rămână ceva din cele cuvincioase praznicului, ci și cântarea bisericească cu bună rânduială să fie. Săracilor, scăpătaților și văduvelor să le faceți un spăț, după putere, iar după Dumnezeiasca liturghie, să dați pământului trupul meu cel sărac, aceasta zicând și cuprinzând pe cele două surori mai sus amintite, s-au într- întru Domnul adormind ca și cu un firesc, căci ca o vie și-a închis ochii și gura și nu îi era trebuință ei într-o aceea de obișnuită slujbă care se face la moarte, iar surorile, căzând la sfântul ei trup, plângeau de sărăcia lor, zicând, unde te-ai dus acum, o sfântă maica noastră, ce anumită cu nemurire, astfel, ne-ai lăsat sărmane, ducându-te din ochii noștri, unde vom mai vedea după aceasta. Fața ta cea cu cip de înger, unde vom auzi glasul tău care înveselea inimile noastre și la lucruri bune ne învăța. S-a stins lumina nădejdii noastre celei bune. Tu acum dormi, dar noi de întristare pentru tine murim. Nu te vom mai avea de acum împreună cu noi cântând, citind, rugându-te, vorbind și lucrând, căci Domnul te-a ales și te-a luat în veșnicele locașuri cele fără de moarte, așa zicând și mult plângând, au îngrijit trupul ei cel sfânt. cu Cuvioasa Atanasia s-a sfârșit la 14 august, la vecernia praznicului adormirii preasfintei născătoare de Dumnezeu, iar la praznic, după Dumnezeiasca slujbă. Cu cinste a fost îngropată, punem în gâiata surorilor, iar cea care se pusese după dânsa egumenă, ziua și noaptea nu ieșea de la mormânt, plângând și s-a arătat în vis Sfânta Atanasia, zicând către dânsa, cu dinadinsul să știi, că după săvârșirea celor 40 de zile de la adormirea mea, voi lua cele pregătite mie de Dumnezeu și deșteptându-se egumena, nu se pricepea ce înseamnă vedenia aceea și cuvântul zis de cuvioasa, dar... Sosind ziua cea de 40 de zile, au uitat surorile, precum adeseori se întâmplă ca să-i facă obișnuita pomenire, părându-le că după două zile se împlinesc cele 40 de zile și în aceeași seară iarăși s-a arătat sfânta, zicând de gumenei, pentru ce n-ați ținut seama de cele 40 de zile și n-ați pregătit cele spre pomenire, nici spre dare la săraci. Nici spre primirea de oaspeți și deșteptându-se din somn, Egumen a înmărat zilele cu dinadinsul și a cunoscut că aceea era seara zilei a 40-a, în care se cădea să cânte panahida. Iar a doua zi, făcându-se pomenirea și săvârșindu-se dumnezeiasca slujbă, două monahi începătoare a cetelor bisericești, cărora Dumnezeu le-a deschis ochii sufletești, au văzut o minunată vedenie în biserică. Doi bărbați oarecare, foarte cinstiți cu chipul, îmbrăcați în haine luminoase, au intrat în biserică, ducând între dân și pe cuvioasa Atanasia, pe care punând o înaintea Sfântului Altar, au îmbrăcat-o cu porfiră împărătească, împodobită cu pietre scumpe și cu mărgăritare de mult preț și au pus pe cap coroană împărătească, care avea cruce dinainte și înapoi, i-au dat apoi și un toiac de aur. La fel împodobit cu pietre scumpe, apoi, luând-o de mâini, au dus-o în sfântul altar prin ușile împărătești. Se mai scrie despre dânsa și aceasta acum că, ducându-se către Domnul, a poruncit surorilor ca până la 40 de zile să pună masă săracilor, dar ele numai până la a noua zi au făcut aceasta, iar după acele nouă zile au încetat și li s-a arătat sfânta cu doi îngeri, zicându-le, pentru ce ați călcat porunca mea? În știre să vă fie vomă, că milostenile cele ce se fac pentru suflet, până la 40 de zile, cum sunt saturarea flămânzilor și rugăciunile preoților. Milostivesc pe Dumnezeu și chiar păcătoase fiind sufletele celor adormiți, primesc iertarea păcatelor întru Domnul, iar de vor fi drepte, apoi aceia care fac pomenire, se îmbogățesc cu împlinirea a tot binele aceasta zicând sfânta și a înfipt în pământ toiagul și s-a făcut nevăzută. Iar a doua zi sculându-se surorile au văzut toiagul ei înflorit și au preamărit pe Dumnezeu a toate făcătorul. Aceasta povestește prologul. Apoi să se anul după moartea cuvioasei Atanasia și pomenirea sfintei sosind, precum scrie metafrast, au venit doi bărbați preoți și cu dânsii au adus o femeie muncită de multe duhuri rele. Acei preoți, luând acoperământul mormântului și măturând țărâna pământului, au scos afară racla cu moaștele cuvioase Atanasia și îndată necuratele duhuri au fugit din femeia aceea și s-a făcut sănătoasă, iar din raclă a ieșit o mare și bună mireasmă și au văzut picurând din raclă mi apoi, descoperind racla, au văzut pe cuvioasa Anastasia ca și când atunci a dormise având sprâncenele, buzele și fața luminate cu bună cuvință, mâinile strânse și tot sfântul ei trup întreg, moale, fără cât de puțină stricăciune, ci izvorutor de mâini, aceasta văzând-o toți cei ce erau acolo, scoteau lacrimi de bucurie din ochi, iar acei sfinți preoți, Acoperind Dracla, au judecat să nu pună sfintele moaște ale cuvioasei Atanasia în pământ, ci la arătare, în biserică. Și au făcut astfel. După aceasta, făcându-i o nouă, într-însa au mutat cinstitele moaște din cea veche. După aceea au luat călugărițele cea din tâi haină de păra sfintei de pe moaște, pregătindu-i alta nouă de mătase. Și vrând să-i îmbrace moaștele cu haina cea de mătase, nu puteau. De vreme ce sfânta Atanasia nu voia și își ținea mâinile pe piept tare, apărându-se ca și cum era vie, nevrând haine de mătase și chiar după moarte iubind sărăcia, iar una din ceata călugărițelor celor îmbunătățite, fiind vas ales al Sfântului Duh și a plecat genunchii și a început a se ruga către dânsa, ca și către o vie, grăind, când viețuiai între noi, ai avut în toate fără împotrivire ascultare, stăpâna noastră, așa și acum binevoiește a ne asculta și cu această smerită haină, care ți s-a adus, binevoiește a te ca astfel, după ce s-a rugat fecioara aceea, cu vioasa Atanasia, ca o vie, a ascultat și o minune. Atunci, ridicându-se, a șezut și și-a întins mâinile spre îmbrăcare, iar după ce s-a îmbrăcat, s-a culcat iarăși în raclă și multe minuni se săvârșeau de la sfintele ei moaște, căci se făceau tămăduiri de toate bolile și diavolii se goneau din oameni cu sfintele ei rugăciuni, ale cărei facerii de minuni nu ajunge vreme scriitorului ale scrie toate cu deamănuntul, ca să nu se supere și cei ce citesc, asemenea, și cei ce ascultă, ci cu această scurtă și de folos povestire despre cuvioasa, să fim îndestulați, iar tu, o fecioară doamnă, ceea ce ești cinstită cu numele nemuririi, Atanasia, ceea ce ești împreună viețuitoare cu Dumnezeu îngeri, care bine ai sărăcit pentru Hristos și cu Dumnezeieștile le daruri te-ai îmbogățit. Totdeauna ai plâns și mângâierea cea nesfârșită ai câștigat-o. Cu blândețe te-ai împodobit și pământul celor blânzi ai moștenit. În foame și în seteți ai petrecut vremelnica viață și sațiul îndulcirii celei veșnice l-ai aflat. Milostivă către săracii ai fost și de la Dumnezeu te-ai miluit, tu, care pentru curăția inimii tale, ai luat în tine lumina Sfântului Duh și având pace în sufletul tău, aceluiași Duh Sfânt ai făcut lăcaș și ai fost vistierie a tuturor lucrurilor celor bune pe pământ și pentru aceasta luminii celei negrăite te-ai învrednicit în cer, tu. Ceea ce locuiești cu adunările sfinților și cu cetele drepților te să pomenește-ne și pe noi, cei ce udăm viața ta cea îmbunătățită și cu duhovnicească bucurie cinstim pomenirea ta, caută spre viața noastră cea învăluită de lumeștile valuri, ca, prin rugăciunile tale bine bineviețuind, de cursele diavolești să scăpăm și împreună cu tine să ne învrednicim veșnicelor bunătăți, cu darul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Isus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.